Paște fericit! Ce faceți, dragilor? Cum vă simțiți în perioada asta a sărbătorilor? Sper că bine, sper că în sunul familiei, cum facem noi românii. Cât zic eu ce fac, mănâncă cozonaci, ciocnesc ouă, atenție mare la cozonaci pentru că se pune unde nu trebuie. Ce facem astăzi? Ce facem astăzi? Trebuia să ciocnim. Ce? Da, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Hristos a... Dar n-avem ouă. Ce? Trebuie să căutăm. Nu, fii atent. Hai, gata cu gluma. Să auzim regulile. Colegii noștri s-au gândit să ne facă un pic, să ne simțim ca în plecările astea mai exotice ale noastre, pentru că în afară, așa se face în afară, vezi, Doamne, se vânează ouă. Așa că noi astăzi, ca să avem cu ce să dăm cioc să sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, va trebui să ne găsim singuri ouăle. Avem vânătoare de ouă? Da, o să avem o vânătoare de ouă și mai mult de atât, colegi, prieteni de-ai noștri, invitați de-ai noștri, ne-au lăsat indicii. Adică nu ne-au lăsat așa de nebuni prin studioul Canal D. Ne-au ajutat cu niște indicii. Unii ne-au ajutat, alții ne-au pus în dificultate pentru că am înțeles că sunt și câteva ghicitori, dar ideea este că o să găsim pentru că noi suntem descurcăreți. Așa că haideți să-i luăm pe dragii noștri spectatori alături de noi în vânătoarea de ouă. Dar n-avem indicii. Bogdan, eu merg la vânătoare, dar n-avem niciun indiciu. Tu știi cât e studioul ăsta? Cu totul. Am spus că ne ajută colegii, foști, invitați și tot așa. Vreau să ascultăm primul indiciu ca să ne dăm seama de unde să începem, da? Așa, da. Să vedem. Eu am fost plecat departe, pe o insulă de 1 milion. În fiecare zi, un sunet puternic anunțau nominalizații. E un obiect care se află aici. Iar ceea ce voi căutați este în apropiere. Ai înțeles? Da, hai! Nu știu dacă ai urmărit insula de... Eu m-am uitat la insula de 1 milion. Uite aici, bă! Chiar este goarna. Nu, mă, nu. E goarna, dar unde o fi? E goarna. Păi unde e ou, Doamne? Dar nu, înseamnă că nu e aia. Goarna anunța. Nu este. Aproape de goarna. Hei! Hop, hop, l-am găsit pe primul. Ce și verde. Două. Hai, mă! Miros să dea cu capul. Dar cine ajunge acolo? E rece. Este rece. E groaznic. Da, nu mai știu cât am găsit până acum, nu mai știu. O să cred. Eu deja am dat cu capul de astea. Eu am transpirat, n-am găsit nimic. Bogdan, dar noi în ăsta am căutat bine. În cufăr? Da, în ăsta ai căutat. Dar ce e asta? Ia. Nu, este un ou. Măi, poate... O fi pe scaun. Nu-i. Bogdan? Ce? Ce, mă? Bianca, fii atentă. Perfect, fii atentă. Băi, și una roata aia m-am uitat. L-am și mâncat. Fără ambalaj, eram foarte bucuros. Am mâncat unul, vreau, mersi. Cald. Este cald. Aici? Este cald. Aici e cald rău? Deci e foarte cald, 30 de grade. Acum sunteți aproape. Aaaa! Dar cum l-ai văzut? Sunt diabetic și sunt ciocolata. Poftim un pic. Păi îmi place așa, vânătoare de ou cu ciocolată. Cu recompensă. În timp ce savurăm, vrem să auzim și indiciul al doilea. Trebuie să știm și noi unde mergem, nu, Bogdan? Atâta timp de recompensă. Dacă tot mă aflu aici, vă las și eu un indiciu. Iar aceasta este simpla mea prezență. În locul în care am stat, sau poate chiar pe lângă, s-ar putea să găsiți ceea ce căutați.
Lui Bogdan, trebuie să ne întoarcem în studioul nostru, da? Hai că știu și unde a stat Vica. Vino cu acu, vino după mine. Bianca, hai să o căutăm în locul... Dar de fapt nu cred. Mă bazez pe tine. Dar eu caut sub locul... Hei! Am știut. Ăla-i locul tău. Hop, hop, hop! Ai găsit? Hop. Ia, uite mă, nu cred. Așa de repede ai găsit? Ia, a găsit înaintea mea. Hop, 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 hop! Era... Continuă, ești aproape. Gata, l-am văzut! E aici, dar nu pot să fac mâna. Cerelea! Hai, bagă-l tu. Bianca? Da. Eu stau bine pe ouă, cred că am făcut un cofrag de ouă până acum. Am pus-o, nu mai trebuie să fierb ouă. Anul ăsta. Ia. Ăsta e tot de ciocolată? Mm-hmm. Păi ăsta l-ai găsit tu primul, nu? Da, da, da. Avem două. Un jumate desfăcut. Îmi fac injecția pentru asta. Hai. Bun, dar trebuie să continuăm, că mai avem. Mai avem? Da. Ok. Următorul indiciu? Următorul indiciu, să venim de merge și de data asta. Astrele mi-au spus că voi veți avea noroc azi. Știu că nu sunt astrolog ca să ghicesc în stele, dar, uitându-mă în sus, nu văd soarele, nici altă planetă îndepărtată. E aproape de mine. Căutați-l gândindu-vă la astre, fără să mutați ceva sau să mișcați ceva. Noi, Bogdan. Dar noi n-avem nimic. Aici. Galben aici, da. Niciun soare, niciun... Doar să fie pe lâmb, dar nu cred. Ce culori sunt în studio unde filmează Tița? Ticea. Ana Maria Ticea. Păi stai. Are galben. Fotoliu e galben, sigur. Pereții da. Nu știu. Da, da, da. Hai să încercăm, că altceva nu vine nimic în cal. Hai. Dar era... Nu. Da. Hai. Bun, cred că am găsit. Sus, n-ai auzit ce a zis, trebuie să ne uităm tot în sus. Și să iau un loc. Uite, dacă a... Deci era Andrada, da? Le-a ascuns Andrada, dar tu cum Andrada crezi? Andrada n-ajungea, știu, păi asta așa zic. Zicea acolo că nu trebuie să mutăm nimic și că trebuie să ne uităm în sus. Am cer și eu scuze. Bianca! Nu te... Și nu l-am deci, făcut nimic, doar l-am văzut. Eu nu știu cum am găsit noi locul. Câte ouă dacă fi aici? Dacă auzi tu, Bogdan, mă cam dor picioarele. Bianca, vreau să-mi spui câte ouă ai găsit astăzi, în total. Am găsit câteva. Nu ți-ar fi rușine, ai găsit un singur ou și l-ai găsit pe restul. Unu. Deci nu atingem nimic. Da. Deci eu am găsit ouul ăsta. Da, da, uite, l-am găsit. Și eu l-am găsit pe ăsta. Și eu l-am găsit. Carle, a găsit tot pe care l-am găsit eu. Da, Hristos a înviat. Ăsta a ieșit un pic ca șifonă, Bianca, dar se pune. Da, tot se pune. Nu acolo că pătă în carapea asta galbenă și ne sparge. Mă, și mai avem unul, dar nu... Nu cred. Eu tot zic că e în sus. În sus. Cred că e aici. Serios, eu chiar nu știu ce să zic. Aici? Ești aproape. Doamne, mi se pare că căutăm acum carbofon. Nu e, măi, că nu ajungea nimeni acolo. Andrada? Ce vreți să uită colegii noștri de dincolo? O, Bianca. Doamne. Încă o treabă. Dar cum a zis Andrada acolo? Că ești la scară, măcar a ceva. Serios? Nici eu nu ajungeam. Abia ai ajuns tu. Să nu mă spuneți la colegi. Hai că suntem bine momentan.
zic eu. Eu nu mai caut, nu mai găsesc niciun nou. Tu n-ai găsit decât un n-ai găsit decât un nou, Bianca. Da, da, știi cum e, treabă de bărbat, știi cum e. Știi, da, e treabă de bărbat să caut ouă, da. Ai obosit? Sincer, da. Hai să ascultăm următorul indiciu. Hai. Duceți-vă spre un tărâm înviitor, o zonă verde cu multe flori, e grădină secretă, străjuită de o pasăre iubită de toți. Surpriza o veți găsi chiar lângă ea, chiar dacă pentru a o descoperi, uzi veți sfârși. Ah, gata, Bine. Știu. Nu, barza. La acolo, grădină. La foi, lângă... Da. Știi unde e? La grădină. Unde e barza? Da, ia. Bă, Bianca, nu știu ce să zic, dar e cam mare spațiu de acoperire. M-am descurcat până acum, dar ce? Ai văzut unul? Jur că am văzut unul. Dar nu e competiție. Păi măcar afară să mă descurc. Am găsit unul. Dar cum l-ai văzut tu dar fix nu știu, acolo? Nu știu, mi-a venit roșu. Eu cred că tu ai pile pe aici. Da, și eu sunt suportul, nu? Hop, hop, am găsit unul. Încerc și eu, scuze. Fără caldrece, fără nimic, m-am descurcat și așa. Păi nu prea... E cam greu aici, mă bag în sufăriș și ce fac? A? Dar nu se băga... Nu se băga nimeni pe aici. Eu, nu, eu mă uit pe unde ar putea să se bage fetele. Păi noastre, asta zic, că nu se bagă ele așa să se deranjeze. A, e udă iarba asta. Trei ouă, Bogdan, mai avem. Am o piată. Nu, era, am crezut că e creangă, dar de fapt era. Vai, m-a luat și frigul, Bogdan. Hai, găsește. Maybe I should... Hop, 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 hop. Ai găsit? Da. Trei, mai avem două. Ți-a dat pachet. Ți-a dat, ți-a dat. Mie dar tu ce ai, măi? Mi-e frig. Ia și caut ouă, ți-e frig. Eu nu mai pot, Bogdan, mi-e frig. Nu, ia și caut ouă. Ah. Eu nu știu, fraților, dar mi se pare scurs. Tare dificil. Ia să vedem. Avem unul pe aici? Aha. Nu. Mă, nu au cum să nu pun aici unde e în văzut tuturor. Dar de asta am și eu acasă. Așa creștere mare. Ai găsit unul? Am găsit. Unde era? Aici. Dar e verde, verde. Aoleu, dar nu pot, mă înțeapă. Dar cum l-ai găsit, măi, tu acolo? E foarte verde. Nu e un... Ăsta-i găinaț, măi, Bia. A, ba da, e un... Vezi că e găinaț. Din ăsta am și eu acasă, dar atâta de tare înțeapă. Înțeapă rău, tu dar nu, că l-a scăpat. Ah, dar nu pot să, nu putem nu să luăm. Nici eu. S-a dus. S-a dus rău. Bogdan? Deci din ăsta am eu acasă, nu știam că înțeapă în halul ăsta. Dar nu, probabil ai altceva acasă. Maybe I should run. Nu, mi-e frig, mi-e greu. Nu știu, Bogdan, tu l-ai văzut? Și a venit și cu frasă. 5 din 5. Doamne, mamă, Bianca, am găsit la ouă să ne facem... Da. Cum se cheamă? De asta, de găini. Fabrică de găini, era să zic, crescătorie de găini. Și da. De berze. Eu cred că... Dacă pun mâna pe ea, să ia. Faci-mi o poză cu, cu barza, hai. Te rog. Hai. Nu pune mâna prea tare, că poate veni barza, Bianca. Stai cu minte. Cine știe? Că îmi place barza asta, îmi place grădina asta. Grădina e superbă. Cine a făcut grădina? Noah Garden. Ne ajută tot timpul cu grădina. Vezi cât de faină e. Când o să-mi fac grădină, vreau și eu să vină Noah Garden la mine. Până atunci hai să mai auzim ultimul indiciu, pentru că... următorul sau ultimul? Eu zic că e ultimul indiciu. Cred că ultimul. Am vrut 4 cofragi de ou până acum. Nu mai pot să mănânc. Am mâncat prea multe. Să auzim indiciul. Indiciul. Eu nu știu să gătesc, însă cândva ne-am întâlnit într-un loc cu mâncare. V-ați dovedit mai pricepuți ca mine. Sper că și de data asta veți fi isteți și veți coace idei bune. Să găsiți repede surpriza, să nu se topească. Avem două locuri, nu, ori bucătăria comună, ori unde găteam. Nu, la bucătărie. Da, unde găteam? La bucătărie, da, unde găteam, hai. Că e pe aici, pe aproape, știu, sigur, și azi că se topește, hai. Bun.
Bianca. Eu zic aici e. Da, e Cornelia, nu știe să gătească. A, gata, a zis ceva de topit, de... Hop, hop, hop! Du-te-mă, bă, dar eu nu m-am gândit la... Deci, unul. Deci dacă și în bucătărie sunt mai bun decât tine, Bianca... Pe unul l-am găsit. Care pe unul? Pe unul l-am găsit. E ridicat-o la fine. L-am găsit. Da, bravo, am găsit două toată ziua, Bianca. Trei am găsit chiar. Trebuie să fie neapărat un frigider, nu? În gunoi nu are voie să fie. Doamne, au pus tot un congelator, frate. Ce știu, scuze. Nu e ce trebuie. Cornelia, nu știi să gătești sau nu știi să ascunzi ouă? M-am descurcat excelent. Da, ai găsit 20. 3, cam 3 am găsit. Da, eu măcar am în cabine le-am găsit. Echipă bună. Am făcut echipă bună, eu am găsit 99, nu știu cât am găsit, dar mă rog. Ideea e că am ouă să duc acasă la cățelul meu, să mănânce și burta lui ceva. Până una alta, hai să ne întoarcem la noi în studio, că am fost peste tot, numai la noi acasă n-am stat. Hai. Facem o transferă la șmecheră? Hai. Și am ajuns la noi acasă. Ne-a ieșit și de data asta. Da. Și anul ăsta, de fapt, pentru că sunt sigură că oamenii s-au distrat și anul acesta alături de noi. Nu uitați că avem o ediție normală, dar tot specială în fiecare marți. Hristos a înviat, Paște fericit, toate cele bune. Vă iubim mult de tot și vă dorim un Paște fericit alături de cei dragi, să mâncați cozonac și toate cele și să mergeți la pădure. Și la sală, după cozonaci. Vă pom, nu uitați să ne urmăriți în continuare marți și duminică.